Capitolul 17. Numele lui Avram schimbat în Avram. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ, și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești, acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Tăierea în prejur. Dumnezeu a zis lui Avram: Să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat în prejur. Să vă tăiați în prejur în carnea prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat în prejur, neam după neam. Fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat în prejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, și astfel legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească, netăiat în prejur, în carnea prepuțului lui, să fie nemicit din mijlocul neamului său, a călcat legământul meu. Sarai, se numește Sara. Dumnezeu a zis lui Avram: Să nu mai chem Sarai pe nevastăta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a zis în inima lui, să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Și Avram a zis lui Dumnezeu, să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis, cu adevărat, nevasta ta, Sara, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el, dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească și îl voi înmulți nespus de mult. 12 voievozi va naște și voi face din el un neam mare. Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta. Când ai isprăvit de vorbi cu el, Dumnezeu s-a înălțat de la Avram. Avram și casa lui sunt tăiați în prejur. Avram a luat pe fiul său Ismael, pe toți cei ce se născuseră în casa lui și pe toți robii cumpărați cu bani, adică pe toți cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avram și l-a tăiat în prejur carnea prepuțului chiar în ziua aceea, după porunca pe care o dăduse Dumnezeu. Avram era în vârstă de 99 de ani când a fost tăiat în prejur în carnea prepuțului său. Fiul său Ismail era în vârstă de 13 ani când a fost tăiat în prejur în carnea prepuțului său. Avram și fiul său Ismael au fost tăiați în prejur Chiar în ziua aceea și toți oamenii din casa lui, robi născuți în casa lui sau cumpărați cu bani de la străini, au fost tăiați în prejur împreună cu el. Capitolul 18. Isaac este făgăduit încă o dată. Domnul i-s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău îngăduie să se aducă puțină apă, ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine, ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram S-a dus repede în cort la Sara și a zis: Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și le-a pus înaintea lor. El însuși a sta lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Atunci ei i au zis, Unde este nevastă ta, Sara?" Uită o în cort," a răspuns el. Unul dintre ei a zis, La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu." Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sarei nu-i mai venea rânduia la femeilor. Sara a râs în sine, zicând, Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul de asemenea, este bătrân. Domnul a zis lui Avram: Pentru ce a râs, Sara? Zicând, cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru domnul? La anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis: N-am râs, căci a fost frică. Dar el a zis: Ba da, ai râs. Avram mijlocește pentru Sodoma. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci, Domnul a zis: Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram. Va ajunge negreșit un neam mare și puternic, și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ, acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și, dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis, Vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt cincizeci de oameni buni. Ei vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău? așa că cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva. Departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu, care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi cinci. Pentru cinci vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis, Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni. Și Domnul a zis, Nu voi nimici pentru cei patruzeci. Avram a zis, Să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni. Și Domnul a zis, Nu voi nimici dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni. Avram a zis: Iată, am îndrăznit să vorbesc domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și domnul a zis: Nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis: Să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei zece oameni buni. După ce a isprăvit de vorbii lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Capitolul 19. Cei doi îngeri la Sodoma. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu, au răspuns ei. Ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azim și au mâncat. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis. Unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el și a zis, Fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară, și le veți face ce vă va plăcea. Numai, nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Ei au strigat, pleacă, și au zis: Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul? Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor, și, împingând pe lot cu sila sau apropia să spargă ușa. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa, iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Nimicirea Sodomei și Gomorei. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fi și fiice și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crepat de ziua, îngerii au stăruit de Lot, zicând, Scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pieri și tu nelegiuirea cetății. Și, fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe, i-au scos și i-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, Scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, O, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte, înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, oh, de-aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis, iată că fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății aceleia numele Soar, adică mic. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în țoar. Atunci, Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora, pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi diz de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința. Păcatul fetelor lui Lot. Lot a ieșit din țoar și a rămas pe munte cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în țoar. A locuit într-o peșteră cu cele două fete ale lui. Cea mai mare a zis celei mai tinere: Tatăl nostru este bătrân și nu mai este niciun bărbat în ținutul acesta ca să intre la noi după obiceiul tuturor țărilor. Vino, să punem pe tatăl nostru să bea vin și să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea și cea mai mare s-a dus și s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. A doua zi, cea mai mare, a zis celei mai tinere, Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu, Haidem să-i dăm să bea vin și în noaptea aceasta, Și du-te de te culcă și tu cu el, Ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. Au dat tatălui lor de a băut vin și în noaptea aceea, Apoi cea mai tânără s-a dus și s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab. El este tatăl Moabiților din ziua de azi. Cea mai tânără a născut și ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ami. El este tatăl Amoniților din ziua de azi. Capitolul 20 Avram în Gherar Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Șur și a locuit ca străin în Gherar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarei, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa? Și n-a zis ea însăși că el este frate său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi, dar, dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce al tău. Abimelec s-a sculat dis de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Abimelec a chemat și pe Avram și i-a zis, Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta? de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare. Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Și Abimelec a zis lui Avram, Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Avram a răspuns, îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i ca mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis, Sarei, iată hatărul pe care ai să-mi-l faci. În toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Abimelec a luat oi și boi, robi și roabe, și le-a dat lui Avram, și i-a dat înapoi și pe Sara, nevastă sa. Abimelec a zis, Iată, țara mea este înaintea ta. Locuiește unde îți va plăcea. Și Sarei i-a zis, Iată, dau fratelui tău o mie de arginți. Aceasta să-ți fie o dovadă de cinste față de toți cei ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină. Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avram.